După ce Marius ne-a explicat cum trebuie să realizăm un machiaj de zi, avem și câteva sugestii vestimentare. Tocmai de aceea am invitat alături de mine pe Diana Bobar, de data aceasta în calitate de stilist, nu? Că avem nevoie de sfaturile tale. Da, exact. Partea de styling e foarte importantă din munca unui designer. Și cu toate că fac haine zi de zi, e foarte important cum le combin și sfaturile pe care le ofer clientelor mele sau prietenelor mele sau oamenilor în general pe internet, de exemplu. Și mă pasionează foarte tare să găsesc tot felul de combinații. Tu chiar ai urmat facultatea de pictură, dacă nu mă înșel, nu? Da, exact. Am studiat pictura, unde am învățat foarte multe reguli de cromatică, culoare, exact, de compoziție, pentru că și ținuta poate să fie, tratată ca și o, să zicem, operă de arte, puțin ca mult un tablou, nu? Exact, ca un tablou. Ai nevoie de o bază, nu? Deci ai pânza, care este o bază, ai nevoie de lucruri neutre și apoi de accente de culoare. E ok să fie puțin dinamism, deci fie prin accesorii sau culori mai puternice, dar trebuie echilibrate. Cam asta e secretul oricărei ținute, ok? Ca și oricărui tablou frumos. Noi pentru săptămâna aceasta am ales ținuta office. Tu ne-ai însoțit la cumpărături și trebuie să recunoaștem că Diana a fost foarte hărnicuță și ne-a scutit de anumite momente în care trebuie să mergem și să alegem hăinuțele, câteva ore petrecute prin magazin și a ales pentru noi 5 ținute, nu? Da, am ales 5 idei propuneri pentru ținuta office ca să o scoatem puțin din tipare, să venim cu un detaliu care să fie într-un fel interesant. Bineînțeles, la office există multe reguli, de genul lungimea fustei sau decolteu, e ok să nu mergem la muncă prea în fuste prea scurte sau prea strâmte, deci ar trebui să avem puțină grijă din punctul ăsta de vedere, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne îmbrăcăm în sacou, pantalon, sec, sobru. O ținută monotonă. Exact. Putem să venim cu ceva nou, cu un imprimeu cu buline, cu un accent de culoare, cu orice, dar să nu fie prea mult. Pentru fusta neagră ai ales două variante, pentru partea superioară, nu? Sau? Am ales această cămașă cu buline. Mi-a plăcut foarte mult detaliul de volan, care desigur vine băgată în fustă, așa, și scoasă puțin bufantă în partea de sus. E important să fim atente la texturile materialelor când ne creăm ținuta. Dacă fusta e dintr-un material mai rigid și mai greu, mai gros, e ok ca partea cealaltă, partea de sus, să fie dintr-un voal, poate transparent mai fluid sau o mătase sau un batist, deci să nu fie ceva mulat, pentru că automat e mult prea mult. Am din cauza asta am ales o bluză mai lărguță, care o să stea bufantă când va fi purtată. Și ca să contrastăm puțin culoarea asta verde închis, ca să nu fim prea prea închise, am ales acest pulover galben muștar, care e un accent de culoare foarte in. Aceasta a fost prima variantă, da? Da. Trecem la cea de-a doua ținută. Cea de-a doua ținută, în timp ce facem combinații și arătăm că se pot purta și între ele. Deci e important să-ți cumperi lucruri versatile pe care să poți să le combini. Dacă ai o garderobă, n-o să porți hainele doar în felul ăsta. Poți să le combini și între ele. Da. În schimb, pentru această cămașă, eu m-am gândit la pantalonul bej clasic, pentru că merge foarte bine cu albastru deschis, echilibrează. Bejul cu nuanțele de bej, maro, de obicei echilibrează nuanțe mai aprinse. Deci e baza ținutei de care îți spuneam mai devreme. Așa că un pantalon bej o să meargă oricând la orice fel de bluză sau cămașă foarte colorată. Așa, iar și peste cămașă ar fi indicat un cardigan. Da, un cardigan tricotat. Da. Așa. Pe care, desigur, poți să-l legi în talie, să-i pui o curea sau ca să-ți accenteze talia mult mai bine. Da, deci putem folosi o curea subțire, exact. Exact, o curea subțire, poate aurie, ar merge ca detalii, să zicem, poate e vinerea, porți vinerea ținuta asta și după te pregătești să mergi undeva la o cafea, la un ceai. Și poate nu e șeful la birou și îți permiți să și ai un accent. Și scurt, așa. Exact, că deci poate îți permiți să ai un accent de aur. Dacă nu, atunci o curea maro, maro închis, orice din nuanțele astea de maro, caramel, camel, bej, e ok.
trecem la o combinație foarte colorată și îndrăzneată, care spune că ar trebui să existe în garderoba fiecăreia. Desigur, multe, multe persoane fug de astfel de combinații de culoare, de multă culoare, da. Exact. Ele sunt culori complementare, oranj și albastru, însă tocmai asta faptul un turcoaz, că e un turcoaz, da, tocmai din cauza asta, ca să nu existe contrastul mult prea tare, am ales nu un albastru cobalt, ci un albastru turcoaz, pentru că e puțin mai rece și echilibrează toată intensitatea oranjului. Deci de-abia aștept să văd pe Andreea în ținut aceasta. Așa, și tocmai ca să nu exagerăm cu culorile, mi-ar fi plăcut, vreau să zic, o perche de pantaloni verzi. Așa. Sau chiar galben, un galben cald, cum e cardiganul pentru combinația asta. N-am zis că totuși să ne gândim, să nu exagerăm. Da, exact, să ne gândim că totuși mergem la birou, motiv pentru care am ales acești pantaloni gri, gri masculini. Da. Da. Deci de inspirație masculină, probabil vezi după lungă, talia, pensa, buzunarele. Exact, chiar și materialul stof acesta gri cu dungi. E din inspirația modei masculine. Deci eu pot să zic de pe acum că două ținute vreau să le opresc după filmarea asta, deci nu. Așa, deci tocmai ca să echilibrăm toată nebunia asta cromatică, deci, din partea de sus. De inspirație ne-ai dat, așa. Un pantalon gri e perfect, după cum am zis, gri, maro, echilibrăm. Deci sunt foarte mișto pantalonii, mi-am plăcut foarte mult. Mă bucur că te-am nimerit. Tot în zona culorilor, dar poate vrem să purtăm un imprimeu. Deci asta era culoare uni. Ce imprimeu ne recomanzi? Eu am găsit acest imprimeu cu dungi, care m-a făcut foarte mult. Combinația din nou între oranj... Exact, aceeași combinație între rece și cald. Verde, oranjul, da? Care să-mi zic că va fi în tendință vara viitoare, echilibrat cu nuanțe de albastru și verde. Ca să echilibrăm, de obicei când avem un imprimeu colorat, fie că sunt dungi, fie că sunt buline, fie că sunt flori, e ok să alegem un sacou sau un cardigan care să fie în una din nuanțele imprimeului. Exact. În cazul ăsta am ales acest albastru cobalt. E foarte frumos sacoul care acum trebuie să deschidem nasturi. E am rezolvat. Tot de inspirație masculină, după cum observi, care buzunarele acelea ascunse, are umerii foarte rigizi. Și merge perfect cu un pantof albastru închis negru, dress mat negru, ca să echilibrezi toată ținuta, ajunge și accentul de culoare și nu-i nici prea mult. Da. Dar cu ținuta aceasta putem merge și la un cocktail liniștite. Exact. La un cocktail party după birou, de ce nu? Clar. Imprimeul acesta leopard care se poartă, deci a fost toamna leopardului, vreau să zic. Exact, schimb, de la palton, la cămașă, la roche, orice, la totul. Orice a fost peste pantof. Tot și pe accesorii, da. În cazul ăsta am vrut să fie doar ca accent, deci pe sub sacou și am vrut și să putem să-l integrăm într-o ținută office. Deci de obicei e greu, te gândești cum să port leopard la birou, ai nebunit? De obicei cam asta e reacția, dar se poate. Cu un pantalon clasic negru. Da. Așa, cu un pantalon clasic negru care echilibrează imprimeul și cu un sacou poate tot negru. Negru cu accente aurii sau albastru închis, ar merge și ceva navy, să știi, m-am gândit inițial, dar am zis să rămânem cu ideea asta all black, să fie echilibru cât mai ok făcut, adică să rămână imprimeul doar ca accent. Sunt curioasă ce pantof ne recomandă la ținut acesta. Bine, mi-ar plăcea poate o pereche, Ai merge pe nude, un leopard? Deci nude la pantalon negru e puțin prea mult, pentru că se creează un contrast. Exact, și taie piciorul. Deci la pantalon negru, neapărat pantof negru sau un stiletto auriu. Auriu? Auriu. Ar merge perfect. Dacă ieșim
poate dacă purtăm haine ținuta undeva tot la un cocktail party și vrem să fim roșu, mai mari. Exact, poate cu așa, buze roșii și un pantof auriu. Sau niște mărgele, niște accesorii exact, cu roșu. Exact, dacă putem să mai adăugăm culoare, atunci pantof auriu e perfect. În schimb, la pantalon negru, pantof beige, mm-hmm, mai puțin. Depinde și cât ești de înalt, dacă îți permite silueta întotdeauna. Dar eu zic la pantalon negru să rămânem cu pantof negru. Iar am putea să facem odată un exercițiu, să avem, să zicem, 10 piese în total și să vedem în câte moduri putem să le combinăm folosind doar accesorii ca să le potențăm. Să le punem așa în valoare, exact, da, exact, exact. Îți mulțumim foarte mult pentru această lecție de stil. A fost o adevărată lecție de stil. Iar voi rămâneți alături de noi, pentru că toate ținutele vor fi încercate de Andreea.